Acuzații incredibile în localitatea Valului Traian. Primarul Florin Mitroi l-ar fi bătut pe șeful poliției locale Ian Cufulina chiar în biroul viceprimarului. Asta susțin jurnaliștii de la publicația Rise Project, care au publicat o înregistrare audio cu conflictul. Bă, tu ce vrei să faci? Ce vrei aici, de fapt? Eu am venit la muncă. Păi stai jos și ia temperatura. Asta faci. Nu-i temperatura la om. Tu ești bolnav. Așa. Ai avut un om, da. Uite-l aici, da. Care a avut încredere în tine. A avut un om care te-a crescut, așa. Prostule. Ai înțeles? De ce m-ai înțeles? Pentru că ești prost. Rău. Rău. Incidentul s-ar fi petrecut pe 3 februarie. Ian Cufulina se afla în cabinetul viceprimarului când edilul a intrat nervos împreună cu șoferul său și l-ar fi luat la palme. Victima a înregistrat momentul. De ce m-a agresat și mă trageți de urechi? Du-te afară. Du-te afară. Du-te afară. Nu, eu nu dau drumul. Ce mi-a dat două palme? Du-te, nu știu că la nimeni. Du-te. Conflictul dintre cei doi s-a acutizat în ianuarie, când primarul l-a acuzat pe Ian Cufulina că a făcut o plângere penală anonimă împotriva lui. Polițistul local susține însă că nu are nicio legătură cu sesizarea respectivă și că primarul i-a făcut plângere la rândul său pe motiv că ar fi sustras documente confidențiale din instituție. Florin Mitroi este edilul localității Valului Traian de 20 de ani. Primarul și viceprimarul nu au dorit să comenteze incidentul.